Peste 45% dintre elevii care au susținut prima sesiune de bacalaureat nu au reușit să promoveze examenul. Acestora li se alătură acum și corigenții, care nu au avut ocazia să dea bacul. Începe înscrierea pentru sesiunea august-septembrie 2015 a examenului național de bacalaureat. Deci pe parcursul întâi săptămâni, adică 13-17 iulie 2015, va avea loc înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen. Ca și în sesiunile trecute, primele probe pe care candidații le vor susține sunt cele de competență. Din 17 august să înceapă examenul de bacalaureat propriu-zis cu evaluarea competențelor de comunicare în limba orală, în limba română, 17-18 august, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională 18-19 august, evaluarea competențelor digitale 20-21 august, urmând ca din 24 august să înceapă practic probele scrise ale examenului național de bacalaureat. Candidații vor afla rezultatele finale pe data de 3 septembrie.